Bună seara, spun bună seara din nou, suntem la Stop Cadru, o emisiune ușor atipică astăzi, pentru că, după cum se poate observa deja, platoul nostru a fost reorganizat, lipsesc foarte multe obiecte din mobilierul nostru și am adus în loc multe scaune, pentru că astăzi avem aici, la Telenou, în platoul Stop Cadru, o echipă. Aș putea spune și o spun cu mândrie că e echipa de echitație, echipa de la Clubul Ecvestru Rădăuți, alături de domnul antrenor, nu știu cum să spun, dar pentru mine e mare onoare că vă am aici, domnul Viorel Bubou. Trebuie să recunosc că mă bucur atât pentru faptul că v-am alături și că ați venit însoțit de toți copiii ăștia minunați. Am vrut să spun toate fetele, dar avem și un băiat și atunci nu pot să-l excludem din echipă. Dar pentru cei care nu au avut ocazia să vă cunoască până acum, am să o spun eu. Campion în destul de multe competiții, mie mi-e greu să le țin minte, mai mult de atât să le și enumăr. Nu vorbim de câte echipe și cât copii buni, câți alți campioni ați antrenat dumneavoastră și ați reușit să ne aduceți alți campioni în România. Așa că spuneam, cu mare bucurie vă salut și vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumesc foarte mult și de prezentare și de invitație. Și sunt fericit ca în această zi frumoasă de vară să fiu oaspetele televiziunii dumneavoastră în acest platou, alături de această frumoasă echipă, cum ați spus dumneavoastră, chiar dacă ei nu sunt închegați în acest moment ca o echipă adevărată, fiind un sport preponderent orientat înspre activitatea individuală, în sensul individual însemnând echipa cal și sportiv, care formează un tot comun. Acel cuplu despre care vorbim, eu tot timpul menționez lucrul ăsta, este singurul sport din toată lumea unde nu se vorbește despre individ în sine, nu se vorbește despre sportiv sau despre animalul din sportul respectiv. Că am văzut, noi sunt mai multe sporturi în care, aici vorbim de cuplu. Relația asta dintre cal și călăreț. Este frumusețea sportului ecvestru, unde două ființe, cal și om, doi sportivi în fond deosebit, se completează, se ajută unul pe celălalt, dând un tot comun și tot, pe lângă frumusețe, înseamnă și greutatea și complexitatea acestei deosebit de spectaculoase și iubite discipline începe să fie și în România, se pare. Câteva cuvinte scurte, o scurtă prezentare privind persoana mea. Spuneți-ne întâi de toate de proba completă, că acolo pe mine m-a atins. Sunt maestru emerit al sportului, antrenor emerit, deținător a nenumărate de titluri de campion național, nici eu nu le știu numărul. Păi de asta spun, nu am eu cum să le rețin, dacă spuneți și noastră că vă e greu ce să spun de mine atunci. Participam la campionatele europene Pancestown în 2003 și Jocurile Olimpice Atena 2004, unde am reprezentat România după o lipsă de peste 45 de ani din proba completă, respectiv din sportul ecvestru. Cu oarecare prezența României, să nu greșesc totuși, în anul 1980 la Jocurile Olimpice de la Moscova, unde România s-a prezentat, dar a fost o olimpiadă boicotată de către marea majoritate a țărilor lumii la acea dată. Dar și atunci România a reușit, s-a da, strecurat spre vârf. Au fost trei țări care au luat startul în echitație, Rusia, Polonia, România și, desigur, mergând pe principiul enunțului lui Pierre de Coubertin, că într-o competiție principalul este a te califica și participa, nu neapărat a califica, a câștiga. Acel lucru atât de frumos spus de Pierre de Coubertin mai acum vreo 100 și ceva de ani, trebuie să-l cunoască acești copilași drăguți și să nu lupte întotdeauna doar pentru rezultate din punct de vedere al
clasamentului, ci să lupte pentru rezultatul ajungerii la sublimul colaborării între ei și prietenii lor, acele frumoase ființe, care de cele mai multe ori sunt cu mult mai corecte și mai în regulă decât oamenii, frumoși și căruți. Îmi place să le spun, sunt foarte fair play. Da, da, ei nu vând, nu trădează, nu înșală și de regulă oferă ceea ce primesc. Dacă primesc dragoste, respect, iubire, dau la rândul lor același lucru și totodată și performanță. Vreau să remarc, prezentându-mă scurt de tot ca sportiv și om, am avut și o calificare în buzunarul sportivului Viorel Gubău și antrenorului Viorel Gubău pentru Jocurile Olimpice de la Rio. Era apogeul carierei mele sportive, aș fi vrut să îmbrac această carieră sportivă de peste 40 de ani cu un rezultat deosebit, având în partenerul și prietenul meu arcitic un cal cum cred că România n-a avut, din considerente străine de sport, străine de interesele României și independent de voința mea, am avut unele probleme care, din păcate, s-au întâmplat și n-are rost să le ating. Se vor reglementa lucrurile odată cu trecerea timpului. Vreau să spun, în schimb, câteva cuvinte vis-a-vis de acești copilași. Exact aici vreau să ajung. Îi avem în platou, vă înconjoară. Știm că dumneavoastră îi antrenați în momentul de față, dar vreau să îi și prezentăm. Vreau să precizez, eu deloc sunt din județul Mureș, din Târgu Mureș. Și acolo am avut în grija, finanțarea și susținerea mea, peste 25 de ani, lotul olimpic al României, tot lotul olimpic fiind finanțat de către persoana mea, oameni și cai. De aproximativ 3 luni de zile am fost rugat, insistent și m-am simțit onorat să acord asistență în procesul de pregătire sportivă la 2 fete prezente în acest moment aici. Dar nu vreau să fac diferențieri, cu drag îi felicit din tot sufletul pentru ceea ce sunt ei. Eu așa vreau să spun în continuare, antrenora clubului Ecvestru Rădăuț, am să mă limitez eu la formula asta. Un antrenor al lotului olimpic al României, dacă este prezent la Rădăuț, pentru mine este o mare bucurie și vreau să le comunic în acest platou și nu numai atât acestor frumoși copilași, cât și părinților lor, că le stau cu drag la dispoziție. Chiar dacă mi-a mers vestea că eu sunt mai militaros și am fost crescut în spirit cazon și disciplina și munca duce implicit la rezultate deosebite în sport, în orice sport și cu atât mai mult în sportul ecvestru. De obicei, deci, sportul are nevoie de disciplină și atunci nu cred că e atât de gravă. Mă consider oricând că le sunt antrenor, dacă doresc să apeleze cu drag, și vreau să-i felicit pentru frumosul efort care îl fac atât ei cât și părinților care le susțin această sublimă disciplină sportivă. Sunt eforturi financiare și spirituale imense. Absolut. E un sport și cu atât mai mult, întrucât, haideți să spunem, Rădăuțul este un orășel până la urma urmei, nu este o metropolă, nu este corect, un mare municipiu, reședință de județ, este un orășel și cu atât mai mult sunt de admirat atât copilașii aceștia cât și părinții lor, deoarece, așa, sub formă de glumă, Bucovina domină echitația românească în acest moment. Au obținut rezultate deosebite copilașii de la Rădăuț în ultimul timp. Să ne amintim ce s-a întâmplat acum 2 săptămâni, 3 la București, Ecvestria, da? Avem aici pe Octavia, stoia supărată acum, dar știu că dacă începe a zâmbi, nu se oprește, așa că o lăsăm cum e. Știți, Octavia a reușit un rezultat deosebit, concurând de la egal la egal cu seniorii care au luat start în respectiva competiție și chiar a reușit să-i și bată. Dar, pe lângă Octavia, care
suntem de admirat ce face un copilaș de 11 ani. Absolut toți copiii. Îi admir pe toți. Pe toți. Și îi sfătuiesc totodată să încerce să devină o adevărată echipă, chiar dacă acest sport este mai mult individual. Deoarece în ultimii 20-25 de ani sportul echestru românesc a avut de suferit, apărând competiția între sportivi, etalându-și fiecare calitățile, ceea ce-i fie și pregătirea. Asta e momentul pe care am considerat eu că a fost fatal. Da, a apărut o dezbinare și copilașii prezenți aici, alături de mine, în acest moment, trebuie să cunoască acest lucru și ei îl simt. Dar nu îl spune nimeni. Este o dezbinare în ceea ce înseamnă echipă, echipa României. Echipa României, din păcate, nu prea este cum, din păcate, este dezbinată și nația română astăzi și o simțim pe pielea noastră în cea mai mare măsură. Să nu intrăm în zona asta de politică, pentru că... Nu are nimic de a face cu politica, este trăirea vieții noastre de zi cu zi. Absolut. Și acești copilași, cred că ar trebui să pună bazele unei adevărate echipe, deoarece rezultatele îi îndreptățește și îi îndreptuiește să formeze o adevărată echipă. Îi sfătuiesc și pe părinții lor să încerce să gândească în comun pentru un obiectiv major al echipei. Și eu cred că din acești copilași prezenți aici, România va avea foarte mult de câștigat dacă ei înșghebează și încropesc o adevărată echipă care poate să fie nucleul de bază al echipei României. Spun eu ca antrenor emerit acest lucru. Poate să fie acești copilași să formeze nucleul de bază al lotului României. Fie la categoria copii, fie la categoria juniori și în perspectivă, de ce nu, seniori. Altfel, o să aibă rezultate dispersate, chiar dacă notabile sau excepționale, dar nu vom avea niciodată o echipă a României. Așa că vă provoc și vă rog totodată să încercați să atingeți acest obiectiv, să constituiți nucleul de bază al echipei României la echitație. În momentul de față nu pot decât să vă propun să-i cunoaștem pe fiecare în parte, pe cei care vor deveni, așa cum spuneați, domnul Gubău, nucleul, da, principal a echipei României. Eu sunt bucuros să le spun numele, i-am văzut în competiții. Eu aș vrea să spună fiecare numele, sigur că pentru da. Că măcar atât să le auzim și vocea, dacă toți suntem aici, că totuși dorea Octavia să-mi spună lucrul ăsta, începem cu ea. Sunt chiar încântat să-l spună, ei se prezinte. Te rog. Te rog. Mă numesc Ghișel Calin. Da, am să te rog un pic mai tare, pentru că vreau și microfonul să ne audă și cei de acasă, bineînțeles. Da, mă numesc Ghișel Octavia. Trecem mai departe, ca mai apoi să revenim la fiecare și după ce ne cunoaștem și facem cunoștință și cu cei de acasă, da, o să intrăm un pic în amănunte. Mare parte dintre voi ați mai trecut prin platoul de la Tele9, ne aducem aminte că noi am mai făcut o emisiune împreună, la momentul respectiv un alt domn antrenor, căruia, sincer, tot respectul și trebuie să recunoaștem că a avut fiecare om ce a trecut prin dreptul vostru atunci când vă antrenați la un moment dat, a avut contribuția lui. Da? O să, dacă ne permite timpul, o să intrăm în amănunte, deși scopul discuției e altul în seara asta. Mergem mai departe, te rog. Mă numesc Ehlenec Denisa. Mă numesc Tareță Miruna. Un pic mai tare, Miruna, că microfonul să știi că a rămas inert. Încă o dată. Mă numesc Tareță Miruna. Mă numesc Vasile Teodora. Eu mă numesc Mărușan Alexandra. Mă numesc Iriuț Vasile Valeriu. Mă numesc Babit Nicol. Și Vrehalina. Copii minunați, copii care, așa cum spuneam mai devreme, mai toți au acasă, cred că, pereți întregi cu dovezi a rezultatelor lor și rezultate, eu spun întâi de toate, multă muncă acolo, ca mai apoi să vină rezultatele, pentru că e vorba de foarte multă muncă. Vorbeam zilele trecute cu cineva care întreba de ce ni se par nouă cai atât de extraordinari. Că până la urmă e un sport. Zic, da, dar știi,
Păi toată lumea mi-a tăiat-o așa scurt. Toată lumea spune că Calu este foarte inteligent, adică până la urmă învață. Măi, zic, ai mare dreptate, dar să știi că inteligența nu înseamnă a învăța doar lucruri bune. Calu poate învăța și lucruri rele. Inteligență înseamnă și atunci când deja își dă seama că vrea sau nu vrea, poate sau nu poate, are chef sau nu are chef, te înțelege sau nu te înțelege. Și mai mult de atât, tot ceea ce îi transmiți, el a înțeles? Că e foarte... Știți, dacă permiteți, particularitatea acestui frumos sport este, cum spuneam, acea colaborare între cele două ființe, exact, care trebuie să formeze un tot comun. Exact. De acord cu dumneavoastră și cu cei care afirmă, ca principiu, calul este o ființă foarte inteligentă și omul este o ființă foarte inteligentă, absolut, dar fiecare individ cu particularitățile sale, absolut, rele și bune. Absolut. Așa sunt și cai. Este o ființă foarte apropiată comportamental de comportamentul omului. Și nu numai, și din punct de vedere al înzestrării a mesajului genetic pe care îl primește individul cal, să spunem așa, sau persoana cal, pentru că eu consider calul făcând parte din familia de la mea. La egal. Efectiv, un membru al familiei mele. Și aici constă greutatea și frumusețea colaborarea între cele două ființe inteligente, cu bune și cu rele, și una și alta. Absolut. Și tocmai de aceea acea colaborare trebuie să ducă prin muncă, perseverență, foarte multă seriozitate și foarte mult respect și iubire față de animal, care de fapt este mai mult decât animal. Este partenerul tău, este cel care pe tine, om, cu echipierul, cel care poate să te protejeze, să te ajute în momentele dificile ale evoluției tale sportive. Asta spuneam persoanei cu care intrasem în discuție, uite că ne deviem noi ușor, dar rămânem în zona cailor și ne permitem. Spuneam și încercam să explic, dacă ai înțelege câtă încredere își lasă calul în mâna ta atunci când ești călare, să știi că discuția s-ar schimba. Știți, aș vrea să fac o mică remarcă. Și apoi să-i las și pe copii și chiar vă rog, insistent, trebuie să vorbească, trebuie să se prezinte, să spună ceea ce simt ei. În echitația mondială și mai nou și în echitația românească, elementul feminin începe să domine. Și e vizibil, da, știți, și foarte curios, uitați aici în această echipă. Absolut. L-avem pe Vasilica. Absolut. Și eu care încerc să mă ascund după Absolut. Fetele astea drăguțe. Bravo curajului feminin. Este mult curaj, dar știți ce mai au în plus fetele în acest sport? O grijă mai mare față de căluți, față de felul în care se comportă interuman, spunem. Zic eu, este o relație mai presupusă interumană, relaționează cu mult mai ușor și cu mult mai bine cu cealaltă ființă și sunt cu mult mai atente și mai drăguțe cu partenerii lor, cel cu puțin fetele care sunt pe aici, cu echipierul. În concurs complet, unde, din păcate, în România, atât timp cât am reușit să țin lot olimpic, făcând eforturi imense, România a avut un adevărat lot olimpic, ceea ce, din păcate, nu putem spune despre proba de obstacole sau proba de dresaj, cele trei discipline olimpice fiind dresajul, proba clasică de obstacole și concursul complet, concursul complet fiind cea mai grea dintre cele trei discipline olimpice, deoarece reunește cu atât frumusețea, eleganța dresajului, dresaj, cu efortul imens și curajul probei de obstacole, care se completează de fapt cu crossul, care e o chestiune absolut aparte și distinctă a concursului complet. În concurs complet, până în anul 1957, femeile nu aveau voie să ia startul. Era o disciplină numită proba calului de arme sau proba de foc, strict rezervată ofițerilor de cavalerie, pentru că era proba calului de arme, calului de război. În 1957, Federația Internațională a permis pentru prima oară înscrierea unui concurent de gen feminin într-o competiție de probă completă. Ani au trecut, și asta încurajându-le pe fete, astăzi proba completă, de care, din păcate, și eronat,
și neconstructiv prezintă unii dintre sportivii de la proba de obstacole, proba completă. Proba completă astăzi este dominată tot de femei pe plan mondial. Este o probă a curajului, a demnității, a perseverenței, a muncii sârguincioase și s-ar părea că trebuie să recunoaștem noi bărbații în ultimul timp, parcă femeile încep să ne depășească cel puțin în sportul echestru, așa că fetelor curaj. Spuneam mai devreme, vrem să cunoaștem un pic mai bine echipa de la Rădăuți și mi-a plăcut cum a spus domnul Bubău, domnul antrenor, viitorul nucleu a echipei naționale. Chiar cred în lucrul acesta. Principalul e să creadă și ei și părinții lor. Dar eu chiar cred, din ce am văzut în competiție în ultimele două luni de zile, chiar cred și sunt ferm convins că pot forma adevăratul nucleu al lotului olimpic al României la proba de obstacole de juniori. Încredere. Pe lângă încredere, puțin ajutor, și puțin sentimentul ajutor. De echipă. Sentimentul de echipă, foarte bine punctat. Foarte bine punctat. Începem de aici, de lângă mine, dacă tot am să te rog mai multe detalii despre tine și ca să te ajut un pic. Vreau să-mi spui de cât timp practici sportul ăsta? De 6 ani. De 6 ani? Da. Și dacă ar fi să facem așa, doar o mică selecție, din activitatea ta de 6 ani, menționează-mi 3 cele mai importante momente pe care ai vrea să le amintești astăzi aici. Nu știu, o competiție, un premiu, de orice natură ar fi. Cel mai important, cred că cel mai important eveniment s-a întâmplat acum 4 ani, când am primit propriul meu cal, pentru că fără Cenai, patrupedul meu, nu aș fi ajuns să fac ceea ce fac astăzi. Al doilea moment, cred că foarte important în cariera mea, ca spun așa, este concursul la care am debutat. Primul concurs la care am participat a avut loc aici, la Rădăuți. Am intrat în proba de debutanți și am luat locul întâi în prima zi, deși erau și alții în proba, adică nu a fost ușor. Iar al treilea moment foarte important îl consider eu finala de amatori, 1, pe care am câștigat-o, am venit pe locul 3. Acestea ar fi cele mai importante momente din punctul meu de vedere. Mă rog, cred că e foarte bine. Locul 3 nu e de... Mă rog, da, m-am exprimat, nu, am câștigat-o. Nu a fost chiar de primul loc. Eu să spun bravo ție. Mergem mai departe. Nicol. Cel mai important moment a fost când am luat locul 3 la Cupa Federației anul trecut și am văzut pentru prima dată cât de mândri sunt părinții de mine, în special pe tata care era lângă mine. Al doilea moment important a fost când tata mi-a dăruit-o pe cornet împreună cu mama de ziua mea acum 2 ani. Și de atunci viața mi s-a schimbat complet pentru că m-am atașat foarte mult de ea. Iar al treilea moment important... Toate momentele au fost importante pentru mine. Fiecare secundă alături de calul meu a fost o clipă de neuitat. Cât de frumos sună din gura unui copil, fiecare secundă alături de calul meu rămâne de neuitat. Cât de frumos poate suna lucrul ăsta, mă bucur pentru tine. Mergem mai departe, Vasilica. Cel mai frumos moment a fost anul trecut la Rădăuți, aici acasă, unde am câștigat 3 zile la rând locul întâi la categoria debutanți. Categoria mea de anul trecut. Anul acesta evoluez la Amator 2. Cum se zice? Când e așa la rând, cum? La rupere, nu? Al doilea, cel mai important a fost când am debutat la Brașov. Am luat un loc 2 și un loc 1. Și al treilea, cel mai important... Nu știu. Trebuie să-ți amintești aici. Da. Cum? În această echipă, în această componență. Mergem mai departe, Alexandra. Văd că toată lumea vorbește de premii. Mie sportul ăsta nu mi se pare doar despre premii, ci despre bucuria de a fi călare. Și dacă ar fi să spun 3 dintre cele mai importante momente, cred că ar fi asta. Când am primit primul meu cal, când am luat prima mea căzătură, care m-a trezit așa la realitate. Și al treilea moment important,
Dacă stau să mă gândesc bine, nici nu e așa de departe, ci acum 2 săptămâni, când am participat la prima mea competiție internațională și am făcut prima probă de 1,20 m în concurs. Felicitări! Cred că momentul ăla cu prima căzătură, personal, sincer am să-ți spun acum, mie îmi sună fantastic cum ai menționat tu, la modul foarte serios. Chiar mi-a sunat fantastic. Eu mi-aduc aminte de ceva reguli în care se mai practicau. Ai căzut, faci cinste. Se mai practică, domnul antrenor? Obligatoriu. Obligatoriu, da? Cine cade face cinste. Așa știu că așa era regula la un moment dat. Știți, fiecare club cu particularitățile sale în ceea ce înseamnă cinstea. Bine. Trebuie să facă pătimitul, căzutul. Prăjitură. Nu am să intru în detalii. Da, absolut. Absolut. Corect. Corect. Mergem mai departe? Dacă tot vorbim despre căzători, primul meu moment important în viață a fost când m-am mâncat pentru prima dată călare. A fost și prima căzătură? Da, a fost și prima căzătură. Călare, prima căzătură. Bă, încurajator oarecum, ce să zic. Dar nu m-a făcut să mă opresc din ceea ce îmi place. Al doilea moment ar fi când părinții mei au muncit foarte mult pentru a-mi cumpăra patrupedul, vorba Alinei, Rebela, care este și sufletul meu perechi, cum ar veni, în acest sport. Și al treilea, cel mai important moment ar fi când am debutat pentru prima dată cu Rebela la un concurs în București, unde m-am și clasat pe locul 3 din prima zi. Felicitări! Felicitări! Bravo! Te rog! Miruna! Primul moment important a fost anul trecut, când am luat locul 5 la Cupa Federației și Cupa României la clasamentul de junior. Iar al doilea moment important, când ne-am cumpărat, să zic, primul meu cal care m-a ajutat să evoluez cu adevărat. Bine, toți caii pe care am avut m-au ajutat, dar pot să zic că pe cel care l-am, pe care l-am acum m-a ajutat să evoluez și mai mult. Și e Bela Tesa. Și al treilea moment, nu știu, multe, dar... Greu de ales? Da, greu de ales. Greu de ales. Sunt chiar multe și, bine, sunt bine tipărite în memorie, dar e greu să alegi. Ok, mergem mai departe. Primul moment al meu important a fost când am mers prima dată la cai. Am fost... Cam cu câți ani în urmă se întâmplă așa? Acum 6 ani, 5 ani jumătate. 5-6 ani, da? Am fost în excursie cu Alexandra Moroșan și am fost la cai și era un poneiz meu și tot timpul ziceam și mă jucam cu el. Al doilea moment important a fost când l-am primit pe Fidibus și al treilea moment important al meu a fost când am luat testul de debutanți. Știți ce aș remarca și nu doar pentru... Aș vrea să închei și cu Octavia, vă rog să vă rețineți ideea. Dar... Urma Octavia, urma, pentru că... Vreau să aud și părerea ei înainte de asta. Este aceea și după aceea ea poate să dezvolte. Ați observat cu câtă dragoste vorbesc de... Absolut. Absolut. De prietenul lor? Absolut, absolut. Da? Deci nu ai cum să nu remarci. Și nu creadă că sportul ecvestru este format doar din călăreți care cad. Toți trebuie să cadă, dar e o plăcere până la urma urmei. Să fim serioși. Că intri în rândul călăreților. Și la fotbal, că e cel mai popular sport în România, se cade. Atunci să nu ne gândim că nu se întâmplă și în sportul ecvestru. Mulțumesc mult. Octavia, te rog. Primul moment important a fost când m-am urcat prima oară călare. Și tu ai făcut asta cu hăt mulți ani în urmă. Poți să faci așa o... Cam... Ce vârstă aveai când ai încălecat prima dată? Aveam 4 ani. Aveai 4 ani? Da. Și ți-aduce aminte de atunci? Bravo! Nu, ideea e că... Sigur, eu mi-aduc aminte de foarte mic...
de acolo, pe la cai. Și de asta nici nu știu, stau și mă uiesc oare. Avea 4 ani Octavia când am văzut... Cert este că acum are 11 ani. Octavia și bate pe seniori. Da, asta datorită faptului că a început pe la 4 ani. Echitația și aduce aminte. Da, dar putem sublinia că mai mult de jumătate din cât a parcurs ea din viață până acum, asta călare. Chiar mai mult. Chiar mai mult, da? Aș reveni puțin și aș arăta acest exemplu frumos de tot. O idee care n-am mai întâlnit-o până acum în sportul echestru. Promovarea acestei competiții care prin eforturi a mai multor persoane fizice și juridice se va desfășura la Rădăuț însemnând Cupa Federației Echestre Române și totodată Cupa Bucovinei. Promovarea acestui eveniment este inedită pentru mine. Fiecare copilaș a fost susținut, ajutat de către club ca idee, dar de către părinți, să-și facă propriul afiș inserat în însemnele Federației Echestre Române și a competiției, care este o competiție, va fi o competiție de înaltă ținută sportivă. Și fiecare copilaș a făcut propriul afiș, totodată cred că apare și un interes major să promoveze această competiție. Dar acest frumos gest și ne-am mai întâlnit de către mine până acum în peste 40 de ani de când practic sportul echestru, trebuie să se regăsească copilași în ceea ce spuneam, în echipa care s-o formați și s-o sudați. Este inedit. E o provocare deja, e un îndemn, dar sună a provocare, nu știu cum. E un îndemn, dar sună mai mult de atât. Așa, asta am simțit eu de la domnul antrenor, am simțit mai mult decât un îndemn, mai degrabă o provocare pentru voi. Echipa om și cal, echipa oameni și cai. Și atunci apar și rezultatele, sigur, muncă, dar să nu uităm de echipă, și de faptul că elementul sportiv trebuie să primeze. Este între multitudinea și frumusețea mesajului sportiv, este și întrajutorarea și apropierea echipa în sine. Să știți că trebuie să ne oprim pentru câteva momente, luăm o scurtă pauză, după care revenim celor de acasă, le transmitem să rămână aproape, pentru că în partea a doua a emisiunii vom vorbi mai mult despre evenimentul care se va organiza în curând la Rădăuț, acel mare concurs despre care tocmai începuse să ne vorbească domnul antrenor Gheorghe Bubău. Pauză și ne vedem după. Mulțumesc! Bună seara, din nou suntem din nou în fața dumneavoastră, tot aici la Stop Cadru și cum spuneam mai devreme, avem în platoul emisiunii de astăzi, într-un format atipic față de ceea ce făceam noi până acum, se vede că e ușor diferit. Multe persoane invitate în platoul meu și cu mândrie spun, sunt cei de la echipa de echitație, copiii de la echipa de echitație, sport, Asociația Echestră Rădăuț, alături de domnul antrenor și eu pot să spun antrenor de talie internațională, domnul Viorel Bubău. Bună seara din nou pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu. Vreau să vorbim în partea a doua a emisiunii, așa cum am spus mai devreme, despre evenimentul ce aproape că ne bate la ușă. Vorbim de un eveniment echestru foarte important la nivel național. Ce să mai spun de valoarea lui în zonă, pe ceea ce înseamnă județul Suceava sau partea asta de nord-est a țării. Dar înainte de subiectul ăsta, avem un dator aici în emisiunea noastră. Vorbim de Octavia, care trebuia să ne puncteze încă două evenimente importante din viața ei și nu aș vrea să rămânem cu lipsuri. Te rog! Al doilea moment important a fost... Păi, să reluăm, primul a fost? Când m-am urcat. Când te-ai urcat călare, spuneai tu, aveai vreo 4 anișori, da? Da. După al doilea moment important, când părinții mei
mi l-au luat pe un caz și am... Ai emoții? Suntem între prieteni, discutăm fără nicio... Și al treilea? Și al treilea? Nu mai știu. Nu mai știi. Atunci completez eu. Al treilea, spun, și totodată este și un anunț și îmi permit să fac acest lucru. Rădăuțu, acest club sportiv, cu această echipă, în acest moment, are un copil pe Octavia Elisoi, care, alături de calul Helios și Arcitic, vizează participarea la campionatele europene pentru copii, care se va desfășura la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, în localitatea Samorin, în Slovacia. Așa că, de aceea am spus de atâtea ori de echipă și de nucleul de bază al lotului României. De aceea am încercat să-i provoc pe copilași și să-i rog pe părinți să formeze o echipă, deoarece Rădăuțu, dând un copilaș care deja, spun eu, a confirmat pe un segment, de ce să nu confirme că poate și copiii pot și pe alte direcții și pe alte categorii, și felicitări tuturor părinților pentru eforturile imense care le fac pentru a menține această pasiune a copiilor, pentru că eforturile materiale sunt substanțiale, dar și spirituale, și multe felicitări și le doresc succes. Și nu, felicitări... nu trebuie să neglijăm nici efortul copiilor. Clar. Efortul din toate punctele de vedere. Este clar. Și de un efort fizic. Dar e și pasiunea și... lor. Absolut. Și absolut. Trebuie să realizeze... Fără pasiune nu cred că vreunul din cei... aflați în seara asta alături de noi, ar fi fost astăzi aici. Copilașii, din fericire, au realizat și au pomenit și le-au mulțumit părinților că le susțin această pasiune imensă. Și nu-i deloc ușor și nici simplu. Revenind la anunțul care l-am făcut puțin mai devreme, o mândrie pentru Rădăuț, o mândrie pentru Clubul Sportiv Ecvestru Rădăuț, un club nou înființat, pentru cei care sunt dispuși să ajute acest club material, să-l susțină, nu să-l ajute, pentru că acești copii sunt copii dotați și au nevoie de susținere, nici de cum de ajutor. În Rădăuți sunt oamenii iubitori de performanță, iubitori de frumos. Dacă își îndreaptă atenția spre acești copii, orice sprijin este binevenit, fie el chiar și moral, chiar și spiritual. Și începutul este mai mult decât promițător. Octavia a reușit evoluții foarte frumoase la ultimele două competiții. Le doresc tuturor acestor copilași la această competiție care va avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare aici în Rădăuți mult succes, dar și oamenilor din Rădăuți un sentiment de mândrie că au asemenea copilași aici și totodată sunt copilași care merită să fie susținuți pentru a promova imaginea Rădăuțului și, nu în ultimul rând, imaginea României, de care avem atât de multă nevoie de a ne promova ca nație. Și acești copilași pot să facă pe segmentul lor foarte bine acest lucru, așa că ai Rădăuț, ai România. Și aș spune, și apoi încerc să mai îi provoca și pe ei să vorbească, aș spune câteva cuvinte foarte scurt de cei care au făcut efortul organizării acestei competiții, fiind vorba de Federația Ecvestră Română, de Clubul Sportiv Ecvestru Rădăuți, de Ministerul Tineretului și Sportului și, în mod special, Regia Națională a Pădurilor Rom-Silva, unde în baza lor hipică se va desfășura această... Da. Direcția de Creștere, Exploatare și Meliorarea Cabalinelor și Clubul Hipic Rom-Silva. Desigur, marele efort cred că este al părinților care adună resurse materiale pentru susținerea acestei importante competiții naționale. Este Cupa Federației Ecvestre Române.
Este o competiție de rang național de importanță majoră, care contează în clasamentul național pentru activitatea sportivă în ansamblul său. Totodată, cred că domnul doctor Irisoi Octavian, alături de domnul Tărâță Sorin și Oleniș Mihai, merită toate laudele și, în primul rând, stima mea, și nu numai, cred că mulțumim din partea autorităților și a oamenilor de afaceri de aici, din Rădăuț, deoarece Rădăuțul, prin această manifestare de nivel național, este cunoscut. Și multe felicitări din partea mea, cred că li se cuvine, și din partea tuturor celor care iubesc frumosul, cum spuneam, și iubesc acest sport, și de ce nu performanța copilașilor Rădăuțului. Trebuie să menționez, dumneavoastră ați precizat acolo câteva instituții destul de mari de la nivel național, care și-au adus aportul în realizarea acestui concurs. Vorbim de Cupa Federației, totuși la Rădăuț, Cupa Federației Ecvestre nu e de aici, de acolo. Fac doar o paranteză. Absolut nimic din ceea ce se va întâmpla la Rădăuț săptămâna viitoare, la sfârșitul săptămânii viitoare, și ca să dăm data mai exactă, 22-25 iunie 2017, așa, absolut nimic nu s-ar fi întâmplat fără acea nici măcar o mână de oameni. Sunt pe lângă cei trei pe care dumneavoastră i-ați menționat și încă o dată domnul Oliniș, domnul Tărâță, domnul Idisoi, mai sunt câțiva pe lângă ei și îmi cer scuze dacă nu am să-i menționez acum, dar consider că nucleul principal sunt cei trei pe care i-am amintit. Fără acea nici măcar o mână de oameni, nu s-ar fi întâmplat nimic de genul ăsta. Și o spun foarte conștient de ceea ce declar. Într-adevăr, apreciem efortul instituțiilor statului care participă. Mulțumim și la mai mult și cu alte ocazii. Să dea Dumnezeu să vedem că, într-adevăr, instituțiile statului se implică în lucruri frumoase. Dar, încă o dată spun, fără cei trei și câțiva oameni din apropierea lor, nu s-ar fi întâmplat cu asta. Drept pentru care, tot respectul, și nu știu cum ar trebui să le mulțumim, pentru că este un eveniment de talie națională, cum nu s-a mai văzut la Rădăuț de foarte mulți ani. Și o spun acum, era înainte de 89, hăt mult înainte de 89, când a mai jucat o echipă de fotbal de talie națională la Rădăuț. Dar din rest, nimic de genul ăsta. Ei, ca eveniment sportiv, cultural, de orice natură l-am luat noi, nu s-a întâmplat la așa un nivel la Rădăuț. Ei, uite că se întâmplă acum pe latura asta sportivă ecvestră și avem un concurs de talie națională, încă o dată spunem, Cupa Federației Române Ecvestre la Rădăuț. Întrucât le este foarte greu celor care s-au implicat și localnici, cu atât mai mult fiind localnici, pe mine nu mă oprește absolut nimic, nu doar în calitatea mea de antrenor emerit sau de antrenor al lotului olimpic al României de concurs complet, sau în calitatea mea de sportiv, în calitate de om care a organizat competiții calificative pentru Jocurile Olimpice, calificative pentru campionatele europene, etape de cupă mondială, în calitate de organizator, de director de concurs, adresez rugămintea oamenilor din Rădăuț să susțină această frumoasă manifestare, și susținerea poate să fie și de foarte bine natură primită și material. Sponsorii în asemenea manifestări sunt așteptați și doriți. Și orice sprijin din partea lor este binevenit, și să nu creadă că aruncă bani în vânt, ci investesc bani în imaginea Rădăuțului, susținând
această frumoasă și nobilă pasiune a acestor copilași. Investiția sponsorilor este de fapt în acești copii frumoși. Și care pe lângă ei mai sunt încă mulți copii care iubesc sportul ăsta și nu vreau să neg și știm cu toții, sunt foarte multe persoane care au sprijinit organizarea concursului. Eu spuneam că pomenesc încă o dată nucleul care s-a zbătut pentru realizare, dar ei au fost sprijiniți la rândul lor, de, în special de părinții copiilor care îi vedem aici, dar au mai fost persoane care și-au adus aportul și îi salutăm, le apreciem gestul. Acum spuneam, investiția nu e strict în copiii ăștia. Investiția este în imaginea Rădăuțului, imaginea României, dar de fapt transmisă prin acești copii frumoși care au această curată și nobilă pasiune. Spuneam, mare concurs la Rădăuț. Câți cai vor fi prezenți în perioada 22-25 iunie la Rădăuț? Până la această dată, din informațiile date de către domnii din comitetul de organizare pe care i-am enunțat puțin mai devreme, sunt undeva în jur la 80 de cai în acest moment, dar cred că vor fi peste 100. Deci va fi o competiție peste 100 de cai participanți la Rădăuț din România. Ca să înțeleagă cei de acasă, nu vreau să spun decât atât. Imaginați-vă că 100 de cai veniți din exterior, nu mai vorbim de ceea ce se întâmplă în colaborare cu Rom Silva, care au și ei un eveniment și l-au așezat așa pe lângă Cupa Federației. Vorbim de prezentarea cu cât au 250 de ani de la hergherile de stat. Dar vorbim aici de cai care vin în competiție. 100 de cai nu înseamnă 100 de oameni. 100 de cai înseamnă călăreți, antrenori, părinți, susținători, toți sunt oameni care vin la Rădăuți. Pe lângă susținători, pe lângă, știu eu, admiratori ai sportului care vin de cine știe de unde, adică e un eveniment. Și nu sunt doar 100 de cai, sunt 100 de cai ai României, 100 de cai în care cetățenii acestei țări au investit, care susțin o activitate sănătoasă și frumoasă a generației tinere și, de fapt, sunt 100 de cai, dintre care unii dintre ei sunt floarea echitației românești. Sunt cai care reprezintă România în mari competiții internaționale. Așa că Rădăuțul are ce vedea și susține în perioada 22-25 iunie, aici, în Rădăuț, și rog mult și profit de situație și din faptul că m-ați invitat încă o dată și insist, cum am insistat pentru echipă și rugăminte adresată părinților să nu uite de echipă, nici sponsorii și oficialii din Rădăuț să nu uite de acești copilași, să se apropie de ei, să-i susțină, să investească în ceea ce este valoare și, în ultimul rând, să nu uite că peste nici 4 săptămâni Octavia va reprezenta România la campionatele europene și este un copil de 11 ani, de doar 11 ani, care provine de aici, din Rădăuț. Și rădăuțenii cred că ar trebui să fie mândri și să și susțină această reprezentare și nu numai a lui Octavie, ci a tuturor acestor toți copii. Toți copiii din platoul și au capacitatea să facă lucruri frumoase pentru Rădăuț și merită un efort din partea orașelului Rădăuț. De aceea este și mai mare onoarea și mândria, zic eu, că este un orașel, dar un orașel frumos, plin de oameni inimoși din ce am văzut și totodată cred că și frumos la suflet. Sunt convins de lucrul ăsta și o să descoperiți pe parcurs, sunt convins că o să descoperiți oameni frumoși aici. Încă o dată, 22-25 iunie, respectiv o săptămână și un pic, până la marele eveniment al anului în zona ecvestră și spun mare eveniment al anului în toată partea asta de nord-est a României. Pentru că vorbim de campionatul Cupa Federației Ecvestre la Rădăuți.
acolo unde, cum ne știe toată țara, acolo unde se agață harta cui, ia uite că acolo se întâmplă și lucruri frumoase, și lucruri importante, lucruri de calitate. Nu avem cum să nu menționăm că s-a ajuns aici după un efort susținut și un exemplu foarte bun e concursul de anul trecut, care a atras un pic atenția, un concurs bine organizat, bine, sub aceeași formulă, același nucleu implicat, aceiași oameni care au susținut, dar au reușit să demonstreze că la Rădăuți se poate. Am o mare rugăminte la dumneavoastră. Vă rog. Dacă ne apropiem cumva de sfârșit, că așa simt eu, că s-ar părea că ne apropiem de sfârșit. Da, oarecum, vă rog. Tare mult v-aș ruga să-i mai puneți puțin pe copilașii ăștia, că e atât de frumos când povestesc ei, și să înțeleagă rădăuțenii că de fapt pe ei susțin și frumusețea lor, pentru că noi tot putem vorbi, dar cred că ei vorbesc atât de frumos încât merită să-i cunoască mai bine. Absolut, și pentru că văd că Octavia arde de nerăbdare să ne spună ceva, am să încep cu ea. Octavia, am înțeles de la domnul antrenor care e obiectivul tău imediat. Pentru tine am să formulez altfel. Unde te vezi tu peste 5 ani? E prea departe? E un copilaș încă și deocamdată. E prea departe? Dar având părinții care o susțin, având, zic eu, un antrenor rău, un antrenor rău care o determină să muncească și să-și pună în valoare calitățile. Spune-mi părerea ta, acum, sincer, nu ne aude, avem noroc că aici sunetul e ușor. Ce părere ai tu despre domnul antrenor? Hai că asta... Da, uite, facem o înțelegere cu domnul antrenor. El se uită în altă direcție și nu ne aude. Mă face în aud. E greu de lucrat cu domnul Bubău? Nu. Nu e greu de lucrat? E sever? Acum fi sinceră, hai, uite așa mai înțelege și el pe unde... E greu de lucrat? E sever? Puțin. E un puțin sever, nu? Puțin mai mult. Păi, bine, dar la urma urmei și tu ești conștientă că nu putem face performanță dacă nu suntem foarte stricți, așa, foarte... Și atunci, te deranjează că e sever? Zi drept. Nu. Păi, dacă te deranja... Abia atunci era o problemă. Plecam acasă la fetele mele. Eu am 3 fete și cea mică Marina, care acum a terminat medicina, seamănă extrem de mult cu Octavia. Dacă ne uităm la poza Marinei, fata mea cea mică, și a Octaviei, zici că sunt surori gemene, dar și la nărav. Știți? Aici vreau să ajung, dar și la năravuri? Da, plină de energie, cu zmeușore, așa, în jur, puse pe șotii tot timpul, pe joacă, da, și seriozitatea face parte din programul de antrenament pentru toți sportivi. Știți cum e? Copiii buni nu înseamnă doar copiii care stau cu mâinile la spate. Azi am avut o discuție cu Octavia mergând călare înspre Luncă, undeva spre Valea Sucevițe, spre apă. Și a fost de acord cu mine, întru totul de acord cu mine, privind zburdărnicia și felul de comportare a cailor și a oamenilor. Așa e? Da. Da, a fost așa, ușor întins. Da. Care sunt obiectivele voastre, în primele obiective majore pe care vi le-ați propus? De la Octavia am înțeles. Vine acum, vine europenele și nu știu dacă... Ia, după europene, mai e ceva în plan? Campionatele balcanice. Vreau să o aud pe ea, domnul. Da, pardon, ce scuze. Vedeți, am stabilit obiective. Abia aștept și pe ceilalți copii să își spună obiectivele, pentru că sigur că au obiective. Absolut, absolut. După europene? Finala de copii. Finala de copii? Da. Și de junior. Nu doar de copii. Că intrăm și la junior. Și acolo. Adică încă e treabă multă, a? Încă e multă treabă acolo.
Te rog. Obiectivul tău important în viitorul apropiat. Finala de amatori. Finala de amatori. Când va avea loc? Nu știu sigur data. În luna iulie, la sfârșit. În iulie, undeva la sfârșit, nu? Undeva la sfârșit de iulie. Mai departe, mergem acolo la Miruna, te rog. Participarea la... Am să te rog un pic mai tare, să ne audă și cei de acasă, nu de altceva, dar noi între noi mai stăm și după de povești. La balcânea de anul acesta, care va avea loc în Bulgaria, la sfârșitul lunii august, spre începutul lunii septembrie. Și după o vedea cum decurg lucrurile. Da, în principiu ăsta e. Deci primul obiectiv major pentru tine e Balcaniada, da? Undeva la sfârșit de august. Te rog. Pentru următorii 5 ani ar fi participarea la cât mai multe concurse printre care se numărește finala de amatori 1, care va fi la, după cum spune domnul Viorel, spre la sfârșitul lunii iulie. Și după 5 ani ar fi absolvirea liceului și intrarea facultății. Frumos! Frumos! Alex, te rog! Cred că Balcaniada e un vis pentru noi toți. Până la urmă, însă, principalul meu obiectiv este să merg bine aici, acasă, și să fac tot ce pot, să merg cât mai bine. Și vei putea merge și la campionatele balcanice. Eu sunt convins, după cum te-am văzut, că evoluezi în competiții, poți. Mai ai nevoie de un prieten calm, puțin mai experimentat și e tot în regulă. Vasilica. Viitorul apropiat îmi doresc să fac o figură bună aici acasă la Rădăuți și după să ajung la junior, să evoluez în probele de junior. Probele de junior. Da, îmi doresc să evoluez mai mult. Și să nu-l bată fetele, că e singur. Aici nu știu ce să zic. Aici nu știu ce să zic. Grijă mare, nu de altceva. Dar uite și tu cam câte sunt și toate se descurcă fantastic în ramura asta. Nu că nu ai putea. Ține acolo. Nicol. În viitorul apropiat vreau să ajung să fiu lângă sora mea în Austria, unde voi forma viitorul alături de ea și la facultate, dar și cu Kai. Și cu Kai, nu? Nu pot lăsa de pasiunea asta pentru că acolo mă simt cel mai bine. Și în Austria sau Călare? Că nu, Călare. Aici nu am... Călare. Asta, vreau să în fie Austria clară treaba. Aș vrea să merg pentru a fi alături de sora mea. Pentru că îi simt lipsa și... E golul din viața ta, da? Și poate vin și părinții, nu știu, dar mai mult aș vrea să stau cu ea. Tu mai tare vrea să stai cu sora ta, decât restul e discutabil, da? Cu sora ta întâi. Da, bravo. Te rog. Da, la mine este ceva mai complicat. Eu tocmai am terminat clasa 11 anul nimic ăsta. Nimic nu e complicat. Nimic nu e complicat. Trebuie doar să vrem. Da. Și cu atât mai puțin viața unui tânăr frumos. Nu e complicat. Oricum, anul ăsta a fost ceva mai greu decât ceilalți din punct de vedere al școlii, al simulărilor, tezilor și așa mai departe. Calul meu a avut câteva probleme de sănătate și am reluat de puțină vreme antrenamentele. Și sper din suflet să fie totul bine acum la concurs la noi acasă. Eu am încredere deplină în el. Iar peste 5 ani, pe primul loc este facultatea. Momentan. Adică eu n-am participat în probe atât de mari precum Alexandra, precum Octavia sau Miruna. Am făcut probele de amatori și un an de debutanți. Pentru că în momentul în care am început să intru să particip la concursuri, eram deja la liceu. Eu nici măcar nu sunt Rădăuți, eu vin de la Suceava și au fost câteva piedici cumva. Mi-am dat silința să fac tot ce am făcut până acum, tot ce am putut. Dar eu cred că recuperez destul de repede. Eu cred că recuperez destul de repede. Aș mai spune un cuvânt scurt, așa. Scurt. Foarte scurt. Desigur, sportul pentru acești copilași și nu numai, este o pasiune. Viața lor este, și au dovedit-o și o dovedesc, este în față și procesul de învățământ este primordial în activitatea unui sportiv de înaltă performanță, mai ales practicant al sportului ecvestru.
Nu cred că sportul ecvestru în România astăzi poate deveni o profesie atât de bună încât să determine un tânăr să nu-și perfecționeze și să-și dezvolte cunoștințele intelectuale. El le primează, iar sportul vine să susțină efortul intelectual al fiecărui copilaș și să dea acel plus de vigoare, ducând înspre satisfacții spirituale, sufletești, atât de necesare în procesul de învățământ. De fapt, sportul este un susținător al învățământului, zic eu, și sportul ecvestru în mod deosebit. Așa că, pentru acești frumoși copilași, cum le-am tot spus, principal, cred eu, în viață ca antrenor, este învățătura și sportul vine să le susțină efortul și pregătirea lor pentru viață. Da, frumos spus. Foarte frumos spus. Acum, nu știu dacă voi ați fost și foarte atenți la ceea ce spunea domnul antrenor, dar e bine de luat în seamă. E bine de luat în seamă. A fost o emisiune cu caracter informativ, vorbim despre concurs și a ajuns informația la cei de acasă, educativ pentru cei care se află în platou și sunt convins că și pentru cei de acasă, din așa cele transmise de domnul antrenor. Ce pot să vă spun eu decât vă urez mult succes în ceea ce faceți voi. Apreciez cu toată inima, cu tot sufletul, apreciez ceea ce faceți și o spun sincer. Vă urez tuturor mult succes. Efortul vostru este demn de apreciat și când vorbesc de efort, repet, spuneam mai devreme, nu vorbesc strict de efortul financiar al părinților. Nu excludem nici efortul moral, spiritual, știu eu, efortul fizic al vostru, efortul emoțional pe care îl parcurgeți, pentru că toate sunt incluse în activitatea voastră. Sperăm să vedem un concurs la Rădăuți dominat de rădăuțeni. Cred că ar fi frumos, nu? La categoria copii și junior, da. Când o să crească și la categoria senior, deoarece Cupa Federației se adresează și seniorilor. Absolut, dar... Poate sublinez eu sau reprezint eu Rădăuțul, să văd. Dar sunt convins că atunci, la final, când se va trage linia și se va face o numărătoare a premiilor, a pedalilor, sunt convins că Rădăuțul va fi acolo, în top. Dacă trebuie să știm ceva în plus despre concurs, vă rog, acum ar fi ultimul moment în care mai putem face lucrul ăsta. Vă rog să precizați dacă mai e ceva ce ar trebui să știe telespectatorii noștri. Că sunt așteptați cu drag de acești copii, de părinții lor, să-i susțină, să le fie alături, să-i aplaude, pentru că un sportiv, în afara trăirilor sale spirituale, a satisfacției colaborării cu calul, în cazul nostru, a practicanților sportului ecvestru, înseamnă enorm de mult susținerea, aplauzele venite de la public. Comuniunea aia între sportiv și public este atât de necesară performanțe și în alte performanțe, cât, din păcate, publicul spectator nu-și dă seama. Dar o spună un maestru al sportului, este extraordinar pentru un sportiv, așa că rădăuțeni, veniți și susțineți-vă copiii prin aplauze și prin faptul că veți fi alături de ei. Prin prezență și deja e un pas înainte. Mulțumesc că ați fost alături de mine în emisiunea această seară. Mulțumesc domnului antrenor și mă înclin pentru că ați acceptat invitația și am avut invitat în platoul meu. Celor de acasă, de aici, din platoul Stop Cadru de la Tele9, Tele9 fiind și un post de televiziune care va avea exclusivitate în zonă, mai avem un post de televiziune de la Suceava care va transmite concursul de pe 22-25 iunie, dar de la Rădăuți, Tele9
se bucură de exclusivitate în momentul ăsta. De aici, toate cele bune vă urez, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară, că ne urmăriți și nu uitați. Indiferent de vremea de afară, soare în suflet, mulțumim, la revedere!